Trumpiți sunt nu doar în America, sunt peste tot. Un fel de popor mondial răspândit în toate națiile și în România. Teoretic, trumpitul votează pentru credință și atașament față de biserică și tradiții. Comportament sexual exemplar. Plata la timp a dărilor către stat. Respect față de instituții. Moralitate, chiar rigidă. Stabilitate politico-socială. Însă favoritul lor, DJ Trump, nu reprezintă nimic din toate astea. Credință? Când a făcut show cu Biblia în mână, a ținut-o pe dos. Nu l-am auzit vreodată invocând în discursurile sale, în cunoștință de cauză, învățături creștine. Nu l-am auzit vorbind despre Mântuitor. Personajele de care se arată cel mai apropiat sunt zarafii alungați de Iisus din templu. Curăție sexuală? Trump este un curvar misogin consacrat, care și-a exprimat pe față, nu odată, această filozofie. Plata impozitelor? De ani de zile refuză să-și facă publice documentele fiscale și știe foarte bine de ce. Moralitate. DJ Trump este președintele care a debitat din această poziție cele mai multe minciuni sfrontate din toate timpurile. Respect față de instituții. Înainte de a trece pe la procuratura din New York, și-a instigat susținătorii să înconjoare sediul, declarând în văzul și auzul întregii lumi că arestarea lui va duce la moarte și distrugere, adică șantaj cu amenințare la adresa justiției americane. Stabilitate. Și a trimis hoardele de trumpiți asupra Capitoliului, au fost omorâți oameni, a încercat să falsifice cu brutalitate rezultatele alegerilor din 2020 în statul Georgia și în toată țara, l-a destinat pe vicepreședintele Mike Pence linșajului ca să-l silească să calce legea electorală în picioare și să-l mențină președinte. A declarat că e o idee bună ca America să fie condusă de un dictator pe viață, adică de el, ca în China și Rusia. Iată de ce se poate spune despre trumpiți că nu sunt tâmpiți. E imposibil să nu vezi că susții nu un republican conservator cu frica lui Dumnezeu, cinstit, familist și tradiționalist, ci pe acest D-Joker diabolic, această scursură a umanului, fost mai întâi, de altfel, membru al Partidului Democrat. Deci, o faci dintr-un interes personal pus mai presus de religie, morală, convingeri politice. Pe cale de consecință, trumpiții nu stâmpiți. Sunt doar ticăloși ipocriți. Nimic de mirare în renunțarea de către PSDNL la pragul pentru abuzul în serviciu și la eliminarea interceptărilor ca probe în dosare de corupție. Ăsta nu e rezultatul unei revelații trăite de hoții și corupții din coaliție și de prietenii lor. Nu li s-a arătat Iisus pe drumul Damascului. E o manevră perfidă, ca și în cazul pensiilor speciale. Legea pensării pensiilor respective, împinsă sub riscul pierderii de mulți bani europeni, a fost, cum era de așteptat, respinsă de Comisia Europeană. Ca să poată să zică Ciolacu și Ciucă, noi am vrut, dar dușmanii de la Bruxelles, nu și nu, ca să nu dea bani României, căci dușmanii ăștia au nesimțirea să ceară desființarea pură și simplă a pensiilor speciale. Or, asta noi nu putem pentru ca să o facem. Dar uite, desființăm pragul de abuz, nu lăsăm nici măcar 5 lei.
ca să o respingă pe urmă CCR, cum o să respingă și folosirea interceptărilor împotriva corupților, cât se poate de firească, dacă sunt legale și autentice, altfel la ce mai plătim SRI-ul? Așa, o să o luăm de la zero cu târguielile și până terminăm, votați-ne, că noi suntem bine intenționați. Chiar dacă în vremea asta sunt făcuți scăpați alți cotoșmani de-ai noștri, de pildă în dosarul de corupție Angro de la aeroportul Otopeni. Aud că il trumpo Chelios Berlusconi e în spital, cu probleme cardiace grave. Ce să-i faci? Păr și-a putut transplanta inimațul și năravul, ba. Când e pe cale să caște ciocul câte o astfel de jiganie cu funcții înalte, mă gândesc la un lucru. Cum ar fi fost dacă era nemuritor, veșnic tânăr și felice? Și la faptul că moartea e singurul fenomen democratic din natură.